Craiova-Astra a fost meci cu de toate. Ratări uriașe, penalti parat și un gol senzațional. Oltenii s-au chinuit în prima repriză când Pili Iaceli a fost îngerul lor salvator. A parat perfect un penalti executat de Mihai Răduț, care rămâne fără gol în Liga 1 din 2015. Repriza a doua a început fulminant cu ocazii pe bandă. Mihai Roman a fost primul, apoi pe contraatac Răduț a driblat tot, chiar și pe Pili Iaceli, dar a nimerit plasa laterală. Roman a mai ratat odată la cealaltă poartă, apoi a venit golul superb al capitanului Bancu. Craiova a atacat chiar și în ultimul minut, dar s-a terminat 1-0 și oltenii țin aproape de liderul Ligii 1.